A fost o decizie irresponsabilă a USR Plus să iasă de la guvernare, iată, la începutul valului 4, când trebuiau să ne aprobe PNRR-ul. Eu văd USR Plus un partid nou, fără experiență politică, un partid care reacționează mai mult emoțional decât rațional. Mie mi s-a părut un fel de lupta orgolilor pe motivată de banii publici, adică de banii dați către autoritățile locale, unde își doreau să aibă mai multe fonduri. Înțeleg că de acolo a pornit cearta și discuția, iar la asta s-a adăugat, a fost așa ca un bulgăre de zăpadă. A început cu Voiculescu, cu ministrul sănătății, a continuat cu acești bani, apoi cu Stelian Ion și cu lupta pe justiție și pe numirea procurorilor. Și apoi a fost o chestiune de orgolii. Noi vrem la guvernare, dar fără Florin Câțu. Păi cum vine treaba asta? Ori vrei, ori nu vrei. Nu te cramponezi de un om, de o persoană. Eu am mai stat de vorbă cu oameni care îmi spuneau că vedeau așa USR-ul, un partid de oameni tineri, așa ieșiți din spuma mării, fără un trecut sau o istorie controversată și sperau că o să facă și că o să dragă. Iar acei oameni acum regretă enorm că au votat USR și consideră că USR-ul a dezamăgit extrem de mult. Și într-adevăr, dacă vă uitați la rezultate, unde sunt? Sunt pe nicăieri. Ne-am crampomânat cu PNRR-ul ăla, mi-aduc aminte declarațiile domnului Ghinea în martie. Facem, dregem, în 2 săptămâni l-avem, l-am depus, iată, s-a făcut septembrie. Încă nu știm, deci încă nu știm. Și nici acum nu știm, atenție, aprobat. Nu știm, și asta mi se pare foarte grav, la ce și-a asumat statul român responsabilitatea, ce condiționalități trebuie să îndeplinim ca să primim acei bani. De ce e la secret? Eu vreau și eu să știu. Și au luat ce au promis, că nu vor mări pensiile, că vor bloca salariile, nu știu, că ceva. Vă dați seama că s-au angajat la ceva. De ce nu avem dreptul să știm? Ce e atâta secretomanie?